dragilor, și bine ați venit în ziua cu numărul 15 de Vlogmas. Nu vine să cred că am ajuns în ziua aceasta și nu vine să cred că mai e foarte puțin și vine Crăciunul. Și mai e la fel de puțin și vine și Revelionul. Adică mai e foarte puțin să termin anul. Wow, la asta nu mă așteptam. Nu știu dacă sunt pregătită pentru noul an. Mi se pare că totul merge foarte repede. Mi se pare că timpul trece foarte repede, că sărbătorile trec foarte repede și parcă nu mai apucăm să ne bucurăm de ele. Da, este deja ora 11, eu sunt trează deja de câteva ore, tot editez, pentru că am rămas foarte în urmă. Abia acum am reușit să dau drumul la postat la vlogmas numărul 11, ca să vedeți cam cât de în urmă sunt. Dar am avut 4 zile, 5 obositoare, foarte obositoare și efectiv n-am avut timp să editez, doar am filmat, atâta. Și n-am filmat tot, deci, hei, hello! Nu știu ce este cu ei. Le-am dat apă, nu vor. Le-am dat de mâncare, nu vor. Am stat cu ei să mă joc, nu vor. Am impresia că o să-i închid puțin, că sunt foarte agitați și poate vor să doarmă puțin. Da, să deschidem și avem calendarul de la Yves Rocher pe ziua numărul 15. Voi vedeți unde este? Ah, uite aici. Oh, s-a și desfăcut. Ok. Ia să vedem ce ar putea fi aici. Avem un gel de duș cu ulei de argan și trandafir. Eu l-am mai avut pe acesta în varianta lui mare, de 400 de ml, dar am apucat să-l testez pentru că l-am făcut cadou. Așa că pot să-l testez acum. Acum, în timp ce editam, stăteam și mă gândeam, bă, dar eu chiar în toate vlogmasurile am apărut nemachiată. Nu am o problemă în a mă filma nemachiată, nu am o problemă în a ieși pe stradă nemachiată, deși, dacă dăm puțin în urmă cu câțiva ani, poate chiar până acum vreo 2 ani, nu exista ca eu să ies, chiar și până acum un an, nu exista ca eu să ies nemachiată, nici până la gunoi, care e aici în curte jos, nici până la poștă, care e aici la 6-7 minute de mine, nici până la magazin, da, păi în oraș, aoleu, da, păi la biserică. Cum să mă duc eu la biserică nemachiată, ai nebunit? Deci până acum vreo 2 ani nu m-a văzut nimeni de la biserică nemachiată. Probabil că toată lumea a avut un șoc când m-a văzut nemachiată. Ok, și acum să vă arăt ce am pregătit și pentru prânz. Am făcut așa un fel de brunch. Avem aici musaca de cartofi, o porție la cuptor. Avem aici burek turcesc cu carne. Avem aici cârnați și ochiuri. Am tăiat și o roșie, dar am scos și castraveți murați. Și acum fiecare mănâncă ce vrea, cât vrea. Spusesem când am rupt ultima oară cu voi că urmează să strâng masa, să mă machez și să ies. Nu am mai făcut nimic, pentru că am adormit. Da, așa că mă pun să mă îmbrac și că vreau să mă duc în oraș. Și oricum nu mă mai pot machia pentru că îmi curg ochii foarte tare, deci da, poate mă machez mâine. Acum să vedem dacă mai are chef soțul meu să ies în oraș, pentru că știu că e obosit. Dacă nu, poate lăsăm pe mâine. Am să prind și eu luminițele la brad. Brăduțul meu. Am vrut să vă arăt ce apus superb este în seara asta. Foarte mișto. Nu am mai ieșit la magazin pentru că m-am apucat să fac curat în dormitor. Și am făcut curat pe brau. Și mai am doar câteva chestii pe acolo și haine, slasher și termin. Și al meu a plecat la magazin și a cumpărat el. Adică genii am zis ea pâine, ceapă, castravete, chestii de-astea. Și el a venit cu o plasă. Așa că hai să vedem ce a cumpărat. Ia să vedem. A luat un brăduț din ăsta cu un fel de rulouri, dar nu știu dacă au ceva cremă sau... Nu, scrie că e doar cu... Cum îi zice? Cu fulgi din acea de ciocolată. Da, arată foarte bine. Apropo, am uitat să vă zic că a fost la Aldi. Aldi este un magazin cum este și cel de la Lidl, bineînțeles. A cumpărat și o pâine. O pâine. Dar stai, are ceva. Nu. Mi s-a părut că are ceva în ea. Așa. Ce-am luat aici? A luat iaurturi cu fructe, dar din astea mănâncă el, nu eu. A luat cu piersici, cu afine. Aparel meu a început să cânte. Ca de obicei, asta stă de ziua cântat. Așa. Am mai luat unul cu piersici, cu caise și cu căpșuni. Asta cu căpșuni îmi plac și mie. Ce am mai luat aici? Un fel de șuncă, dar asta nu e afumată. Sunt felii. Dar arată super bine asta.
Ok, avem aici și bonul, a cheltuit 54 de franci, vai de cap meu. Ce a cheltuit 54 de franci? Încă un iaurt. A, luat sare fină, pentru că ieri am spus că nu mai am. Să termina să sarea. Un castravete, ca să mai fac și eu cu salată. Ce am luat aici? A, și-a luat și o brânză emmentaler din asta. Mie nu prea îmi place asta, dar lui place. Așa. Am luat aici niște cartofi rosti simpli, se fac la tigaie, așa se rumenesc, ei sunt foarte albi înăuntru. Arată ca niște cartofi dați pe răzătoare, dar sunt amestecați sigur cu ceva, cu ou, trebuie să citesc aici cu ce sunt. Ia să vedem. Da, deci cartofi dați pe răzătoare și fierți, puțin ulei, condimente, așa, și atâta. Am crezut că are și ou sau ceva, dar n-are. A, bun. Eu de obicei îi fac în tigaie, fără ulei, fără nimic, ca ei se rumenesc super mișto, devine așa și ușor, ușor crocanți și îi servesc ori cu ochiuri, ori cu cărniță cu sos, ori cu o friptură la cuptor, ori cu cârnați, ori cu orice. Până la urmă sunt cartofi, merge cu orice. A, am cumpărat două pungi. Două pungi. Una are 750 de grame și ar fi cam 3 porții. A, mai luat și o pungă de mazăre cu morcov congelate, care mi se terminase ieri. Ieri sau la ieri, mă știu când am folosit și mi se terminase și mă bucur că a luat. A luat și niște cotlete de porc. Asta este din ăla cu coniac. Cu coniac, cu chili și cu lavandă, scrie aici. Deci trebuie să fie super aromat. Ok. Mi-a luat ceapă. Am dar am zis ceapă roșie. Mi-a luat ceapă albă. Și ce am luat aici? Mi-a luat banane. Banane mai sunt, nu puteți să iei mâine. Am mai luat iarăși banane, că doar ieri am luat. Așa, și am luat aici. Ia să vedem. A luat niște porc. Pare a fi un fel de mușchi. Un fel de mușchi de porc. Este o bucată destul de mărișoară. Are 960 de grame. Wow. Nu știu ce să fac cu el. Trebuie să mă gândesc. Aproape un kilogram. Da, și cam atâta. Acum mă duc să spăl câteva vase și să pregătesc cina. Vă arăt și vouă ce idee de cine mi-a venit. Pregătit și cina. Aceștia sunt ficăței în lapte și cu usturoi pe care i-am făcut. Cred că e a doua sau a treia oară când îi fac așa și îmi plac super, super mult. Și am ales să fac cu cartofi pai, repede. I-am tăiat așa mai mari, așa nu plac nouă. Și cu o salată, da, asta e normal, de roșii, castravete și ceapă. Asta lasă mâncăm așa mai simplu, dar credeți-mă că ficăței făcuți așa sunt super gustoși. Ok, dragilor, aproape că m-am adormit în sufragerie. Este foarte târziu și vreau să merg la somn. Cred că e, da, e trecut de 11 noapte. Am stat în sufragerie cu soțul meu o grămadă, așa că acum mergem la somn. Da, dacă v-a plăcut rețeta mea de ficăței în lapte cu usturoi, sper să încercați. Dacă mă întrebați pe mine, ar fi mers mult mai bine cu un piure de cartofi sau cu o mămăligă, dar mămăligă nu știu să fac. De obicei face soțul meu. Așa. Iar piure de cartofi nu am făcut pentru că n-am avut suficienți cartofi. Am mai avut doar 3 cartofi și m-am gândit că nu mi-ajunge să fac piure de cartofi doar din 3. Și atunci am făcut repede prăjiți. Noi nu prea mâncăm cartofi prăjiți, noi mâncăm mai mult cartofi la cuptor sau piure. Dar știind că ficăței se fac destul de repede și cartofii se fac puțin mai greu la cuptor, am zis, ok, hai, fac repede prăjiți, asta e. Da, ați văzut și voi cât de ușor se fac ficăței. Practic îi punem în puțin ulei de măsline. Înainte de asta i-am spălat și i-am pus în, cum îi zice, în șervețele din acelea de bucătărie, de hârtie, ca să absorbă tot excesul de apă. Și dacă facem asta, nu mai sare foarte mult în tigaie. Oricum trebuie să puneți capacul la un moment dat, oricum o să sară, dar nu atât de tare. Ca atunci când îi iei direct din apă și îi pui în ulei încins, da. Deci îi punem un puțin ulei de măsline, lăsăm să se facă cam pe jumătate, adică gen îi întoarcem de 2-3 ore așa, de pe partea pe alta, îi lăsăm să se facă pe jumătate. După aceea adăugăm lapte cât vrem noi,
Oricum, laptele acela scade la fierbere și se transformă așa într-un fel de sos. Așa, adăugăm usturoi, la fel, cât vreți voi. Eu nu mai știu cât am pus, cred că 3 căței de usturoi, dar destul de mici, așa, adică nu foarte mari. Așa, sare, piper, puțin cimbru sau oregano, ce vreți voi. Da, eu am pus cimbru. Și cam atâta, nu? Sare, piper, laptele, usturoiul și puțin cimbru. Da, atât am pus. No. Și am pus doar lapte, n-am pus apă și altceva, și am pus capacul și am lăsat cumva la foc mediu și a fiert până a scăzut laptele acela și s-a făcut așa un fel de sos cu usturoi. Și la final, ăsta, ficatul era destul de fraged, de moale, bine pătruns, fiert în lapte cum ar veni și usturoi. Deci avea un gust incredibil, chiar l-aș fi mâncat cu o mămăligă sau cu un piure de cartofi. Da. Da, a ieșit super, super bun și soțul meu nu mănâncă ficat absolut deloc, nu-i place absolut deloc de la niciun fel de animal. Așa că am riscat puțin cu cine asta, dar m-am gândit că fiind așa aproape fiert, nu? Că practic am fiert în lapte și usturoi, atunci m-am gândit că, nu, fiind cu usturoi, sigur o să mănânce. Și culmea, am mâncat-o din farfurie. Nu mai știu ce gramaj de ficat am avut, dar cred că a fost undeva la 10-11 ficăței de pui. Și nu erau foarte mari, adică, nu. Și la gătire ei se mai micșorează, deci nu a fost atât de mult ficat. Da. Acestea fiind spuse, eu vă las. Sper că v-a plăcut rețeta mea de ficăței. No. Ne vedem mâine într-o nouă zi de Vlogmas. Pa, pup!